Bună ziua, stimați prieteni! Sper că deja începem să ne deplinim cu aceste analize economice. Vă salut la cea de-a patra ediție a analizelor economice. Precedentele trei le puteți găsi sau pe pagina oficială a Ediți Viitorul sau pe pagina Privesc Eu, partenerul nostru în acest proiect de analize pe care le facem noi săptămânal. Astăzi vreau să discutăm un subiect care, în opinia mea, merită toată atenția noastră, piața financiară. Din ce cauză anume piața financiară? Sunt câteva motive pentru care să merită să discutăm acest aspect. În primul rând, după 7 ani de zile, acum, în luna mai, noi în sfârșit am reușit să atingem maxima istorică din 2014 la volumul de credit oferit de către sectorul bancar. Vreau să reamintesc că înainte de criza bancară provocată de JAF-ul din sistem bancar al Republicii Moldova, volumul de credit în sistemul nostru bancar în luna octombrie ajunsese la 48 de miliarde de lei. După aceasta, timp de 3 ani și jumătate, am asesat la o scădere continuă din contul agenților economici, iar creditele oferite persoanelor fizice au înregistrat o ușoară creștere, dar oricum nu a reușit să compenseze prăbușirea creditelor oferite agenților economici, care a scăzut cu aproape 18 miliarde de lei. Astfel, în februarie 2018 am ajuns nivelul de jos și ne-am mai luat 3 ani și ceva, aproape 3 ani și jumătate, ca să recuperăm această cădere și iată, în sfârșit, noi am ajuns la nivelul maxim atins din 2014. Creșterea în această perioadă a fost în cea mai mare parte determinată de creșterea creditului oferit persoanelor fizice. Din 15,8 miliarde de lei creșterea timp de 3 ani de zile portofoliului de credite, 10 miliarde de lei revin persoanelor fizice, iar 5,8 miliarde de lei revin persoanelor juridice. Asta este primul factor care cred că merită să atragă toată atenția noastră. Al doilea element extrem de important, după criza din 2014, de fapt tot ce s-a dezvoltat la noi în țară a fost sectorul nebancar, care destul de rapid a cucerit o cotă din piață din contul băncilor. Băncile au cedat consecutiv. Perioada de glorie a sectorului nebancar a fost, în opinia mea, anul 2019, când cota lor de piață s-a ridicat la 20% sau de 3 ori mai mult decât aveau ei de regulă. Anul 2020, cred că este un an de cotitură, băncile au reușit să recupereze o parte din piață, iar creșterea volumului de credite oferite economiei în anul 2020 se datorează în proporții de 100% exclusiv sectorului bancar. Deci la noi creșterea în 2020 a fost doar datorită sectorului bancar. De ce aceasta se întâmplă? Care sunt provocările sectorului financiar? Cine este sectorul nostru financiar? Cred că asta se merită să discutăm și acest aspect. Și încă un lucru destul de important este că în această perioadă cel mai mult a crescut creditarea creditelor imobiliare. De fapt, noi asistăm la un boom al creditelor imobiliare. Ca să fie clar, sectorul bancar din acelea, cât am vorbit noi, 15,8 miliarde de lei, aproape 6 miliarde de lei sau mai mult de o treime au fost acordate prin procurări de imobil. Deci avem o situație fără precedent, așa ceva nu a fost niciodată. Gradul de expunere a băncilor față de sectorul construcției a ajuns la 20%, ce înseamnă? 1 din 5 lei oferit de către bănci este dat fie unei companii de construcție, iar cel mai mult este dat unei persoane fizice de a lua un credit. Și ultimul aspect care merită de spus înainte de a trece detalat la tot ce înseamnă piața financiară este că în acest an, în primele 4 luni de zile, volumul de credite soldul creditelor în domeniul construcțiilor a crescut în mediu cu aproape 193 de milioane de lei lunar, ceea ce este un record absolut. Am avut o situație similară în anul 2019, dar noi, cel mai probabil, în 2020 vom bate toate recordurile posibile. Deci, sper că am fost destul de convingător că piața financiară în Republica Moldova trece într-o perioadă foarte interesantă, merită de analizat și acum să trecem la analiză și să vedem în ce constă piața noastră financiară. Prima imagine care vedeți dumneavoastră este volumul de credit acordat în economie după tipul instituțiilor financiare. În Republica Moldova, când vorbim de credite, deja sunteți documentați, dar ținând cont că pe noi ne ascultă și oameni neinițiați în finanță, să nu super cei care cunosc toate detalii, că eu voi veni cu anumite specificări ca să fie clar ca noi să nu ne încălcim în discuție. Deci piața financiară a Republicii Moldova poate fi împărțită convențional în două grupe mari. Sectorul bancar și sectorul nebancar. Dacă vedeți la noi volumul de credite, trebuie să-i mai ochelare, că eu deja încep a vedea mai slab, volumul de credite în prezent îl estimăm la 58,6 miliarde de lei. De ce spunem că estimăm?
deoarece la noi, în privința sectorului bancar, datele le obținem de la Banca Națională. Ei cu amabilitate de fiecare dată la timp publică datele, spre exemplu datele pentru luna aprilie, deja au fost publicate pe pagina Băncii Naționale și noi știm foarte bine că volumul de credite oferite de către bănci se ridică la 47,9 miliarde de lei. Cât privește sectorul nebancar, această situație este puțin mai complicată. El este format la noi din trei tipuri de instituții nebancare. Deci prima sunt companiile de microfinanțare, datele sunt public trimestrial de către Comisia Națională a Piețelor Financiare, până ce încă avem doar datele pentru 2020 și pentru 2021 încă nu avem date, dar putem face estimări și acolo încă nu sunt toate datele, deoarece raportul Comisiei Financiare încă n-a fost publicat și noi nu știm exact cum a fost structura creditelor, dar putem face anumite estimări. Deci eu operăm cu estimări. Al doilea sunt asociațiile de economii și împrumuturi, de fapt că mărimii ei sunt al treilea, dar datele lor tot le public Comisia Națională a Piețelor Financiare, până ce avem datele pe 2020 putem face estimările pentru 2021. Și în sfârșit, al treilea sunt companiile de leasing, aici situația e puțin mai complicată, deoarece datele privind activitatea companiilor de leasing sunt publică doar de către Biroul Național de Statistică, ei publică datele odată pe an și noi am introdus această analiză astăzi din simplu motiv că acum au apărut și datele privind activitatea companiilor de leasing pentru anul 2020. Deci pentru anul 2020 noi avem practic tot tabloul integral, pentru 2021 putem face anumite estimări. Și vă uitați foarte atent că în anul 2020 volumul de credite oferit în economie a crescut cu peste 5 miliarde de lei și dacă vă uitați atent, toată această creștere se datorează exclusiv sectorului bancar. Deci creditele în sectorul bancar au crescut de la 40,4 la 45,6 miliarde de lei sau 5,2 miliarde de lei creștere. Cât privește sectorul nebancar, pentru prima dată după criza din 2009, ei au înregistrat o scădere. Deci creditele oferite, repet, sectorul nebancar asta înseamnă companii de leasing și aici de regulă se oferă leasing pentru procurări de utilaje, iar persoanele cumpără automobile, cel mai des cumpără automobile, este foarte slab dezvoltat alte tipuri de leasing, asociațiile economii și împrumuturi și în sfârșit companiile de microcreditare. Deci pentru prima dată sectorul nebancar în 2020, după criza din 2009, a înregistrat o scădere. Deci dacă ne uităm atent, noi de fapt avem o creștere exclusiv din contul băncilor. Aici trebuie să fac o mică remarcă de ce s-a întâmplat acest lucru. Deci, după criza din 2014 și băncile, datorită băncii naționale, care a devenit foarte riguroasă și a pus o presiune enormă asupra băncii ca să facă ordine în sistemul bancar, băncile au devenit foarte rigide în tot ce înseamnă oferirea de credite. Și aici s-au pornit foarte activ companii de microfinanțare, companiile de leasing sau și de asociații de economii și împrumuturi. În mod special a crescut companii de microfinanțare. Mai târziu voi arăta datele. Însă, acest sector nebancar, partea bună a lor este că îți oferă foarte ușor credite, partea mai puțin bună este că, de regulă, costul creditului este unul foarte mare. După anul 2018, băncile s-au trezit și au constatat un fapt că, de fapt, cel mai bun client în ziua de astăzi este persoanele fizice. Deci persoanele fizice sunt în prezent foarte orientate spre a lua împrumuturi. Sunt trei tipuri de împrumuturi. Pentru consum, pentru procurare de imobil și pentru inițierea unei afaceri. Despre aceasta vom vorbi ceva mai târziu, dar în sfârșit s-a constatat că persoanele fizice sunt cei mai buni de a lua credite, plus sunt cei mai buni platnici. Dacă în cazul persoanelor juridice noi avem credite neperformante la nivel de 10, 15, chiar 20%, deci din 5 credite, unul nu a poți lua, foarte greu îl poți lua înapoi sau este imposibil de luat, în cazul persoanelor fizice, practic, credite neperformante nu există. Persoanele fizice sunt cei mai buni platnici. Și atunci băncile, începând undeva de 2019-2020, au devenit foarte agresivi în ceea ce înseamnă de a acăpăra cetățeanul ca client al lor. Și deoarece la ei dobândă este mai mică, deoarece ei au devenit foarte deschiși către cetățeni, în prezent noi asistăm la, să zicem așa, un atac masiv al băncilor în sectorul financiar de creditare a persoanelor fizice, iar sectorul nebancar, fiind micuț și având o competitivitate mai slabă, a fost nevoie să cedeze. Recomandarea mea pentru cei care operează în sectorul nebancar: să-și regândească poziția lor, deoarece riscă să-și piardă cota de piață. Dar aici trebuie să dăm o nuanță. Noi când vorbim că noi am ajuns în prezent la cele 48 de miliarde de lei și când vorbim că în prezent volumul de credit este de 56 de miliarde de lei comparativ cu 48 de miliarde de lei în 2014, nu ar fi corect să măsurăm datele. Știți și dumneavoastră că leul de astăzi nu se compară cu leul din 2014. Din acest motiv avem un alt indicator și anume credite raportate la PIB.
Dacă observați, noi în 2014 am atins maxima istorică de aproape 39% din volumul de credite oferite la PIB. E mult sau puțin lucrul acesta? Printre economiile care Republica Moldova, economii slabe și fragile, se consideră că ar fi normal ca volumul de credite raportat la PIB să fie la nivel de 60%. Deci noi am avut cu mult mai puțin în 2014 decât nivelul adecvat de creditare. După aceasta am avut o prăbușire, că altfel nu se pot să spun, până în 2018, iar în prezent avem o ușoară recuperare. Noi ne apropiem de 28% din volumul de credite raportat la PIB, dar este mai mult încă până la anul 2014. Deci ca volum de bani, noi am ajuns în prezent în sistemul bancar nivelul la 2014, ca volum în total noi am ajuns încă anul trecut, dar ca valoare reală, cred că Republica Moldova, procesul de recuperare va dura încă cel puțin 3-4 ani de zile, nu 2, dar minimul 3-4 ani de zile, dacă lucrurile vor merge bine și dacă ele merg până ce în direcția care trebuie. Acum aș vrea, la timpul foarte puțin, timpul trece foarte rapid, tema este foarte mare, din sectorul financiar aș vrea de întâi să decupăm sectorul bancar, după aceasta trecem la sectorul nebancar, după aceasta trecem la persoanele fizice ca jucătorul de bază în ultimii ani de zile. De fapt, începând cu 2014 până în prezent, cel care de fapt a setat jocul în domeniul financiar a fost persoanele fizice, care aveau cândva o pondere în tot ce înseamnă credite 10% din total, iar acum au ajuns la 40%. Deci persoanele fizice sunt acum jucătorul de bază în tot ce înseamnă creditele. Dacă ne uităm la sectorul bancar, dacă ne uităm la portofoliu de credite, primul grafic care l-am realizat, vedem care au fost schimbările. Dacă observăm, noi am avut o scădere a portofoliului de credite bancare de 3 ori în istoria noastră. Criza din 99, criza din 2009 și criza din 2014. Cel mai lung și ca timp și ca volum a fost în 2014. A ținut 3 ani și jumătate și scăderea a fost de aproape 16 miliarde de lei. De la 48 de miliarde în 2014 la 32 de miliarde în 2018. Recuperarea a avut loc, în prezent am recuperat, din contul acii voi mai veni cu anumite detalii mai departe, dar această recuperare în cea mai mare parte a fost din contul persoanelor fizice. Pentru aceasta trebuie să ne uităm la următorul grafic unde sunt date cifrele, volumul total de credite care sunt date de sectorul bancar și în stâlpușorii de mai jos vedem creditele oferite persoanelor fizice precum și creditele oferite persoanelor juridice. Dacă observăm atent, creditele oferite persoanelor juridice a scăzut la 42 de miliarde lei, la 24 de miliarde lei, acum a crescut până la 30 de miliarde lei, dar mai avem încă mult până să ajungem la nivelul la 2014. Deci noi până în prezent creditarea agenților economici încă n-a ajuns la nivelul nominal până în 2014, la valoarea lui reală, comparativ cu PIB-ul, cred că mai avem încă cel puțin vreo 7-8 ani de zile ca să ajungem la nivelul 2014. Cât privește populația, aici e situația, oamenii s-au creditat în veselie, dacă în 2014 volumul total de credit era de 5,8 miliarde de lei, acum suntem de 3 ori mai mult, 17,8 miliarde de lei, doar din sectorul bancar. Aici să nu uităm că persoanele fizice se creditează și din sectorul nebancar și dacă luăm toate împreună, vom vedea că gradul de îndatorare a persoanelor fizice a crescut. Următorul grafic, unde mai clar se arată acest lucru, dau în dinamică. Toate aceste prezentări dumneavoastră le vedeți pe ecran, că după aceasta cine are nevoie să le poată copia. Deci vedem în dinamică ce înseamnă portofoliul de credite de sistem bancar pentru persoanele juridice, care a scăzut la 42 de miliarde, la 24 și acum a crescut până la 30 de miliarde. Încă un element important care mi s-a părut relevant, să vă-l prezint, în ce se creditează cetățenii Republicii Moldova. Dacă ne uităm atent în grafic, vom observa că în anul 2016, în mod special în 2016, portofoliul de credit, când a ajuns la 35 de miliarde lei, era aproape împărțit egal între credite luate în valută și credite luate în lei moldovenești. Deci erau 19 miliarde în valută și 15 miliarde lei în lei moldovenești și 15 miliarde lei în valută. De fapt, este anul 2016, este anul când a fost
cel mai slab nivel de creditare a cetățenilor noștri ca raport în valută, în lei moldovenești. Deci atunci, practic, vă aduceți aminte, criza din 2015 și încrederea cetățenilor în tot ce se întâmplă și sistemul bancar foarte rigid, și atunci noi am avut foarte mare puternică creditarea în valută. După aceasta, dacă ne uităm atent, începând cu 2018, la noi creditele în valută au rămas la același nivel, neschimbat. Acum sunt 13,9 miliarde lei și toată creșterea din 2018 până în prezent a fost asigurată exclusiv de creșterea creditelor oferite în lei moldovenești. De fapt, de ce s-a întâmplat acest lucru? Leul moldovenesc a devenit foarte atractiv. În primul rând, cel mai mare volum de credit a fost luat de către populație și eu preponderent în lei moldovenești. Și al doilea, chiar și agenții economici preferă să le iei lei moldovenești. Rata dobânzii este micuță, riscul valutar oamenii al văd foarte ridicat și din acest motiv, după ce dobânda a scăzut sub 10%, leul moldovenesc a devenit în sfârșit, putem spune, valuta de circulație în Republica Moldova și deja noi putem vorbi că activitatea economică la noi se concentrează pe leu și lucrul acesta s-a întâmplat începând cu 2018, când la noi absolut tot portofoliul de credit a crescut exclusiv datorită creditelor luate în lei moldovenești. Încă un element, și aici să trecem mai departe, este legat cu surplusul de lichidități în sistem bancar. Pentru aceasta am luat volumul depozitelor care sunt în bănci și doi volumul de credite oferite de bănci. Situația la noi rămâne critică. Noi în prezent avem 31 de miliarde lei surplus de lei în sistemul bancar. Ce înseamnă lucrul acesta? Depozite sunt de 79 de miliarde lei, credite de 48 de miliarde lei, surplusul de lichidități 31 de miliarde lei. Este o problemă pentru sistemul nostru bancar, dar se întreprind acțiunile necesare. Dacă vedeți situația comparativ cu anul trecut, s-a îmbunătățit puțin cu 3 miliarde lei și asta doar în 4 luni de zile. Este legat de politica activă pe care o duce Banca Națională, prin înăsprimea situației, pozițiile legate de depozite în valută și credite și facilitarea creditorilor în lei moldovenești. În felul acesta, cred că în câțiva ani de zile la noi problema de surplusul de lichidități va fi rezolvată. Rapid să trecem pe unde a crescut volumul de credite. Dacă vă uitați foarte atent, trei domenii, sau de fapt cetățeanul, primul sunt procurarea, construcția de imobil, în ultimii 3 ani și jumătate, începând din februarie 2018 până în prezent, topul creșterii portofoliului de credite bancare, încă o dată repede, de 15,8 miliarde lei. În primul rând este procurarea și construcția de imobil, 5,9 miliarde lei. Credite de consum, care este populația, 4 miliarde lei. Și pe poziția a cincea, persoane fizici pentru afaceri. Asta este îmbucurător că în sfârșit, după o scădere, noi am avut persoane fizici pentru inițierea unei afaceri. Aveau cândva 2 miliarde lei sub formă de credite, apoi a scăzut acest lucru, oamenii nu mai luau credite pentru afaceri. În sfârșit avem o ușoară creștere și a intrat în top 7 domenii. Avem creșterea portofoliului de credite oferită administrației publici locale și din ramurile reale economiei, o singură ramură producătoare este în acest top, cât de cât sus este agricultura. După populație, am putea spune în felul următor. În afară de populație și consum, unica ramură Republicii Moldova care în prezent contractează credite și este în creștere, este agricultura. Aici am spus că voi aminti pe scurt despre sectorul, despre ramura construcțiilor, deci volumul de credit total oferit ramurii construcției în prezent s-a ridicat la 9,5 miliarde lei, cel mai mult este 8,7 miliarde lei oferit populației pentru procurarea de imobil, creșterea, următorul grafic, vedeți, creșterea lunară a portofoliului de credite pentru procurarea de imobil este de 193 de miliarde de lei, 193 de milioane de lei, ceea ce este puțin peste nivelul maxim care a fost în 2019. Și aș vrea să trecem la următorul bloc, este sistemul nebancar. Și aici, dacă ne uităm atent la creditele nebancare din Republica Moldova, avem datele pentru 2020, volumul de credite în 2020 a scăzut, de fapt, sau s-a menținut la nivelul de 10,5 miliarde lei. Cel mai mult este asociațiile de economii și împrumuturi cu 8,1 miliarde lei, urmat de companiile de leasing, care au înregistrat o scădere de 400 de milioane de lei până la 1,4 miliarde de lei, și companiile de asociații de economii și împrumuturi, care se mențin la nivelul de 960 de milioane de lei. De fapt, tot ce s-a întâmplat în 2020 este companiile de leasing, care au cedat sau au oferit mai puține credite, lucru care a dus la ceea că, de fapt, sectorul nebancar
a cedat în fața sectorului bancar. Cât privește Asociația de Economie și Împrumuturi, au înregistrat o ușoară creștere, însă această creștere este incomparabilă cu ritmul de creștere din anii precedenți. Dacă ei nu vor deveni mai atenți în relația cu clienții, ei riscă să piardă piața, deoarece băncile foarte puternic atacă sectorul nebancar. Dacă ne uităm pe creditele oferite de sectorul nebancar persoanelor fizice, vedem că dacă băncile au oferit circa 17, peste 17 miliarde de lei, aproape 18 miliarde de lei persoanelor fizice, atunci sectorul nebancar, 8,4 miliarde de lei, este dominat de asociațiile, companiile de microfinanțare care au oferit 6,5 miliarde de lei. Aici, dacă vă aduceți aminte, au crescut cu aproape 300 de milioane de lei în trecut și au crescut exclusiv din contul persoanelor juridice. Persoanele fizice, practic, anul trecut nu au fost clientul companiilor de microfinanțare și situația pe leasing și pe Asociația de Economie și Împrumuturi rămân la fel. Deci, situația la companiile nebancare este slabă. Și pe final aș vrea să mă întorc încă o dată la creditele oferite persoanelor fizice. De ce ne oprim la persoanele fizice? Din câteva motive. Persoanele fizice au fost driverul sau cel care a mobilizat piața financiară în ultimii 7 ani de zile. În perioada de recuperare 2018-2021, persoanele fizice au contribuția de bază din 16 miliarde de lei, 10 miliarde de lei, este creșterea portofoliului de credite oferit persoanelor fizice și dacă ne uităm atent în împrumuturile totale contractate de persoanele fizice în prezent, se ridică la 26 de miliarde de lei. O creștere deja în primele 4 luni ale anului cu 1,7 miliarde de lei sau aproape o creștere egală cu toată creșterea de anul trecut. Dacă ne uităm după anul 2010, atunci a fost 4 miliarde de lei, mai puțin de 4 miliarde de lei, avem o creștere de 6 ori și jumătate. Dacă ne uităm pe detalii, observăm că persoanele fizice, creditele care contractate de ele, noi le vedem separate, pe bancar și pe nebancar. Pentru anul 2020 avem o ușoară scădere a creditelor oferite de persoanelor fizice de sectorul nebancar de la 8,3 până la 8,1 miliarde lei. În acest an, noi în primele 4 luni estimăm că totuși sectorul nebancar a reușit să recupereze puțin, dar cu certitudine el nu va mai avea poziția pe care a avut-o după ce băncile au luat o decizie pentru dânsele persoanele fizice sunt clientul de bază. Și ultimul grafic, și cu asta să încheiem discuția noastră, este care este gradul de îndatorare a persoanelor fizice. Este mare sau nu? Foarte multă lume se alertează, oamenii în prezent au credite pentru imobile, oamenii în prezent au credite pentru consum. Ce se va întâmpla cu cetățenii Republicii Moldova? Au reușit să întoarcă sau nu? La ziua de astăzi, rata de îndatorare a persoanelor fizice este egal cu 12,4% din PIB. Deci este de 3 ori mai mult decât acum 10 ani în urmă și este mai mult decât maxima istorică din 2007. Deci persoanele fizice în prezent au un volum de credit egal cu 12,4% din PIB. Raportat la salarii, deci toate creditele care le au cetățenii noștri, trebuie aproape 6 salarii lunare de pe toată țara ca să întoarce credit. Este mult sau nu este mult acest lucru? Totul se măsoară prin comparație. Media europeană a gradului de îndatorare a persoanelor fizice este de 56%. Media regională este undeva în jur de 16-18%. Ce înseamnă lucrul acesta? Că Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova au un grad de îndatorare față de sistemul financiar, fie bancar sau nebancar, aproape de 5 ori mai mic decât media europeană și cu vreo 50% mai mic decât media regională. Altfel spus, noi suntem la un nivel de îndatorare a persoanelor fizice destul de plăpând, încă nu este foarte mare și chiar dacă noi acum avem un boom și o explozie, ca altfel nu pot spune, a creditelor contractate de persoane fizice, nu văd careva riscuri. Problema noastră nu este că persoanele fizice au multe credite, cred că concluzia ar fi persoanele juridice nu au credite. Deci aici avem problema. Persoanele fizice, din contra, se creditează cum ar trebui să crediteze în mod normal, tot ce este necesar de făcut în următorii ani. Sectorul nebancar să-și rezolvă problema lui legată de calitatea serviciilor prestate ca să nu cedeze din piață, sectorul bancar să fie mai departe agresiv în sensul bun al cuvântului în creditarea persoanelor fizice pe toate dimensiunile, inclusiv în cei preliminari afaceri, și atât sectorul bancar și cât sectorul nebancar trebuie să vadă cum ar putea să își îmbunătățească
marketingul și poliții și sale de creditare ca să înceapă să crească mai rapid, că anul trecut am avut o creștere, dar trebuie mai rapid, a creditării sectorului al economiei. Până ce unicul sector al economiei care consumă sau contractează credite în creștere din domeniul bancar este agricultura, trebuie și celelalte ramuri ale economiei să aplice la acest credit, astfel încât economia noastră să fie mult mai funcțională și agenții economici să poată iniția proiecte pe care și le pot finanța, inclusiv prin credite contractate. Vă mulțumesc și până data viitoare!